Și bine v-am regăsit la emisiunea Afaceri de la Zero, un proiect marca ZF în care aducem în prim plan micii antreprenori din România. Numele meu este Alina Vasiliu, iar invitata mea de astăzi, Miruna Iliescu, ne va spune povestea Ești Verde, un magazin online cu produse naturale, fabricate sustenabil, cu grijă pentru mediu și natură. Mai multe aflăm însă de la Miruna. Bună, Miruna! Bună, bună! Îți mulțumesc că ești alături de noi. Spune-mi cum a început Ești Verde. În primul rând, numele atrage atenția. Către, sau cui vă adresați voi? Către cine adresați voi mesajul acesta Ești Verde? Care e ideea de business? O să încep așa, cronologic. Ca orice mică afacere, bănuiesc că povestea are foarte mult legătură cu fondatorii. Fondatorii suntem eu și Ioana, două prietene. Ne-am cunoscut făcând voluntariat și apoi crescând ne-am dat seama de această pasiune comună pe care o avem pentru produsele sustenabile, naturale și ne-am dat seama și de timpul pe care îl petrecem căutând aceste produse și ne-am gândit să adunăm într-o platformă sau într-un loc, într-un singur loc produse naturale, prietenoase cu natura, ca să venim în ajutorul oamenilor ca noi, care și-ar dori să găsească aceste produse fără să piardă foarte mult timp pentru research. De aici, cumva, totul a venit natural, ca să-i spunem așa. Numele, logo-ul, tot ce am construit apoi, a venit natural din aceste valori și această pasiune, până la urmă, pe care o avem. Când a devenit, practic, funcțional acest magazin online? Pentru că asta este, doar în mediul online vă găsim, corect? Da, corect. Este doar online. Tocmai pentru că a început în pandemie. Okay. Noi am deschis firma la finalul lui 2019 și apoi a venit acest necunoscut, acest val care ne-a debusolat puțin. Fapt pentru care site-ul a fost lansat abia în noiembrie 2020. Și care e bilanțul după această primă jumătate de an de activitate cu Ești Verde? Ce ați realizat? Ce vânzări ați făcut? Ce ați constatat că se vinde cel mai mult? Este foarte interesant. Îmi plac foarte mult începuturile, pentru că descoperi foarte, foarte multe lucruri. Noi am plecat în acest proiect cu o gamă de produse bazate mai mult pe îngrijire și pe creme cu protecție solară, dar pe parcurs ne-am adaptat la cererile și la feedback-ul până la urmă al clienților și am încercat să extindem cât mai mult gama de produse. Ce am observat a fost că oamenii își doresc să găsească într-un loc produse nu doar de îngrijire sau, nu știu, de igienă dentară, igienă intimă, ci și produse pentru casă, sustenabile, produse fără plastic, precum accesorii sau alte obiecte pe care ei le folosesc în viața lor de zi cu zi. Cam asta ar fi ce am aflat pe parcurs și ce ne-a bucurat într-un fel, pentru că noi ne gândeam să plecăm inițial nișat pe cosmetice sau produse de îngrijire, cum ziceam, dar cererea a fost mai mare. Oamenii au fost interesați de mai multe tipuri de produse și mai multe categorii din această gamă. Cum se reflectă conceptul acesta de sustenabilitate în produsele pe care le aveți voi în portofoliu? Ce anume le face să fie sustenabile și cum le selectați? Aici este o întrebare foarte, foarte interesantă pentru noi, pentru că, într-adevăr, de aici a plecat întregul proiect. Ne doream produse cât mai sustenabile și produse de calitate. Asta pentru noi s-a tradus în produse naturale, produse fabricate, în primul rând, cu grijă pentru mediu, cu certificări în spate, de către persoane care, la fel, sunt interesate de mediul înconjurător și de protejarea naturii. Filtrul nostru principal este calitatea produsului, da, ingredientele naturale, fără compuși periculoși pentru piele sau pentru corpul uman, dar și ambalajele sustenabile, fără plastic,
un filtru care ne-a dat bătăi de cap și cred că dă bătăi de cap multor oameni cu aceleași valori ca și noi, pentru că știm foarte bine că deși, nu știu, poate este o cremă într-o sticluță, are un capac de plastic sau are mici particele adăugate, care sunt totuși de plastic și e destul de greu aici să cauți și să stai să analizezi foarte bine din ce sunt fabricate și ambalajele. Ați adunat în portofoliul vostru atât branduri românești, cât și branduri internaționale, corect? Corect, corect. Ne poți da niște nume de branduri locale cu care ați început să colaborați pentru Ești Verde? Inițial am început cu brandurile străine, chiar am adus un brand nou pe piața din România și pe parcurs ne-am dorit foarte mult să includem și branduri românești. Primul brand românesc pe care l-am adus este din Brașov. Produc bombe de baie și este o întreprindere socială. Are în spate o misiune socială și ne-a plăcut foarte mult acest lucru. Ne dorim să avem cât mai mulți producători români și este lucrul la care lucrăm acum și chiar ne dorim ca și ei să vină către noi, în caz că sunt interesați să îi promovăm, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să ne extindem această gamă. Suntem în discuții, într-adevăr, cu alți producători români, dar momentan avem doar această firmă din Brașov. Spuneai că ți-ai dorit ca și ei să vină către voi. Înțeleg că de cele mai multe ori abordarea este în sens invers. Voi mergeți către producători și le propuneți să se listeze în magazinul vostru? Avem mai multe metode. Inițial am listat, într-adevăr, produsele pe care noi le-am selectat, pentru că așa am început proiectul, am început cu produsele care au trecut de filtrul nostru și pe care noi le foloseam sau pe care noi le îndrăgeam. Cum v-am spus, și produsele pe care le-am adus și nu existau pe piața din România. Însă sunt sigură că există producători români, poate la care noi n-am ajuns și care se identifică cu valorile noastre și se regăsesc în pasiunea noastră și în ce ne dorim noi să facem. Și încurajăm să vină către noi, pentru că pentru noi a fost o surpriză cât de mult a crescut magazinul în atât de puține luni și ne-ar ajuta foarte mult să vină și ei către noi. Care este valoarea medie a unui bon de cumpărături? Care e valoarea coșului, să spunem, pe care îl comandă un cumpărător mediu, dacă este ne raportăm la o medie? Ați făcut un astfel de calcul? Din experiența de până acum, am avut și comenzi mai mici, cu un singur produs, până în 100 de lei. Majoritatea depășesc 150 de lei. Considerăm că un motiv este și pragul acela pentru transportul gratuit, peste 150 de lei, dar am avut și comenzi peste 300 de lei. În principiu, am observat că oamenii care sunt până la urmă atrași de site și de valori și de produsele pe care le avem, sunt tentați să aleagă produse din mai multe categorii și pentru mai multe scopuri. Deci coșul depășește 150 de lei de obicei. Cât ați investit tu și Ioana până când ați putut să lansați magazinul Ești Verde? Am avut o investiție inițială în care, mă rog, a trebuit să aducem banii noștri, să deschidem firma și să achiziționăm primele stocuri, dar pe parcurs, cred că știți cum se întâmplă când ești pasionat de ceva, îți vin mai multe idei, vrei să faci mai multe lucruri și continui să investești, în continuare continuăm să investim și profitul pe care îl facem. Considerăm că va mai dura această perioadă în care vom reintroduce în firmă tot ce câștigăm, tocmai pentru că ne dorim să extindem gamele și, de ce nu, poate pe termen lung chiar să producem produsele pe care observăm că nu le găsim atunci când încercăm să ne definim categoriile pentru casă. Ai anticipat una din întrebările mele, chiar asta voiam să te întreb, dacă v-ați gândit să produceți chiar voi astfel de obiecte sustenabile, precum cele pe care le aveți deja pe site. Înțeleg că ați luat asta în calcul. Da, este foarte tentant, cred, poate și în timpurile în care trăim, generația noastră să vrea să facă foarte multe lucruri și foarte repede, dar încercăm să ne
obișnuim cu un stil mai liniștit și cu a înțelege ce se întâmplă momentan. Deci, practic, vrem să vedem ce există pe piață, unde există cerere neacoperită și abia după să venim cu niște produse sustenabile, să acoperim acele zone în care clienții și oamenii ca noi ar avea nevoie de un produs și nu există sau este foarte greu accesibil. La un magazin fizic v-ați gândit până acum? Poate și după ce va trece vâltoarea aceasta a pandemiei, pentru că în momentul acesta, cum ai spus și tu, online-ul e baza și se pare că funcționează. Dar poate la un moment dat, când va trece totul, v-ați gândit să deschideți un magazin fizic cu numele Ești Verde? Noi ne-am gândit și înainte de pandemie, pentru că ne-am deschis firma în noiembrie 2019, exact atunci, la început, la debutul pandemiei. Însă ideea noastră era mai veche, inițial ne gândisem să fie și un magazin fizic sau, mă rog, mai mult un magazin fizic, dar ne-am adaptat, timpurilor și am zis că este o decizie bună să începem cu un magazin online, apoi în funcție și de reacțiile oamenilor și de părerile lor, de feedback-ul lor, ne putem duce peste un an, doi, spre un magazin fizic. Miruna, spune-mi, ce făceai tu și ce făceați tu și Ioana înainte de a începe acest business? Ce experiență aveați voi și în ce domenii ați făcut studii? Noi încă facem ce făceam înainte de magazin. Cum ziceam, este o pasiune. O să rămână o pasiune. Probabil vedem în timp dacă se va dezvolta într-o, mă rog, carieră, dar și eu și Ioana lucrăm în IT. Ea are studii în IT, eu am studii în comunicare și psihologie și facem acest proiect chiar din pură pasiune și din dorința de a pune la un loc aceste produse și de a ajuta alți oameni ca noi să le găsească mai ușor. Înseamnă că n-ați avut nevoie să alocați sume separate cuiva care să vă ajute să vă creați site-ul pentru că v-ați pus la bătaie propriile cunoștințe. Asta pe de-o parte și pe de altă parte, de asta ne-a și luat atât de mult timp să-l facem, pentru că am făcut bucățică cu bucățică, am explorat fiecare funcționalitate până am reușit să o convingem să facă ce ne-am dorit noi, dar bineînțeles am avut și oameni care ne-au ajutat și cred că asta a fost cea mai frumoasă surpriză, că am avut prieteni care ne-au ajutat cu fotografiile, prieteni care ne-au ajutat cu, poate cu poziționarea, cu sfaturi, cu păreri ale produselor pe care ei le folosesc, despre produsele pe care ei le folosesc. N-am fost chiar singure și chiar a ajutat foarte mult. Mai am o ultimă întrebare pentru tine, Miruna. Ce v-a fost cel mai greu de când ați început până acum? Dacă ai un moment la care te poți raporta, poate un moment în care v-ați gândit că nu merită și că mai bine abandonați planul și continuați mai departe cu studiile și ajungeți să lucrați în domeniile pentru care vă pregătiți, ați avut un moment de genul acesta? Nu știu dacă neapărat un moment în care să vrem să renunțăm, dar un moment greu a fost, evident, începutul anului 2020, pentru că noi abia deschisesem firma cu o idee și cu un plan, până la urmă și ne-am dat seama că trebuie să schimbăm planul. Trebuie să schimbăm planul, nu știam exact cum funcționează tot fluxul logistic în condițiile pandemiei. Au fost foarte, foarte multe noutăți și schimbări la care trebuie să ne adaptăm și, într-adevăr, ne puneam întrebarea dacă o să funcționeze și dacă o să putem totuși să facem ce ne-am propus măcar în mediul online. Dar a fost foarte încurajator că oamenii ne-au susținut și chiar de acolo ne luăm motivația. Adică atunci când oamenii vedem că reacționează pozitiv, că vor să cumpere, că avem clienți care se întorc la noi după prima comandă, într-un timp atât de scurt, este locul din care ne luăm energia și motivația. Și uite, așa am ajuns noi să povestim despre businessul vostru și despre realizările voastre de până acum. Mult succes mai departe, Miruna! Mulțumesc mult și mulțumesc și pentru invitație! Îți mulțumesc și eu pentru că ne-ai spus povestea Ești Verde, vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că vă așteptăm în continuare pe site-ul Ziarului Financiar cu o nouă poveste de business în fiecare zi, în secțiunea Afaceri de la Zero. Pe curând!